Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare, am început acest stand și bine am găsit la un episod din seria noastră de GTA 5 Real Life aici împreună cu domnul Bercea, care e tot cu E39-le sau... În sfârșit am zis E39 și nu E60. Bă, nu știu, mi-a intrat în cam, în cață, și nu știu de ce. Băi, fraților, vreau să vă arăt astăzi că Bercea la el în episodul a mai arătat, dar eu n-am folosit, mi-am cumpărat și Loganul, golanul ăsta. Bă, oprește-mă manelele, alo! Să-mi scot și ăsta de la mouse. Așa. Hai, gasule, hai să mergem. Îl mai încarc din când în când. Vreau să-i dau top speed-ul la golan, dar la câtă lume văd că e pe stradă și câte mașini, nu știu dacă o să putem. N-avem șanse. Zici, a? Deci crede-mă că nu știu unde să-i dau. Uite și tu câte mașini sunt. What? Mamă, ce scăpași, grasule. Eu, văzui. La mustață. Oh. Grasule, dar nu-ți pare că nu merge că... Acum e contrasens. Ba da, hai să luăm. Bă, bă, unde duci pe acolo? Aolo, hai să luăm pe aici. Hai să luăm pe aici, tu lași pe acolo. Băi, aș vrea totuși să încerc să-i dau un top speed la golanul ăsta. N-avem de unde, grasule. Hai să încercăm. Sau ia stai vreo puțin. Hai să ne uităm la un loc mai drept ceva. Au. Ia. Să mă să-mi dau seama. Știi unde cred eu că am avea o șansă. Mm. Ții minte prin zona aia deșertică, așa, cu străzile alea. Aha. Cred că cam pe acolo. Zici ia... tu că pe acolo mai bine decât pe autostradă? Ia urmărește-mă, da. Unde ești? Sau vină până acum mine în mașină și sunt acolo garaje sau... Nu, hai că te urmăresc, dă-i. Hai. Oricum mai rapid golanul. Acum nu-i dai și tu blană, că poate nu ajungi. Spate. Eu pusei frână, dar... Văd. Ușor pe aici, așa că e nasol. Deci prea multe mașini, jur. Foarte multe mașini și în afară de faptul că sunt prea multe mașini, gen că ne încurcă, creează lag. Păi prea eu multe. Acum, uite-te că am, că nu filmez și am momente când am frame drop-uri. Păi da, și eu la fel. Deci am momente când am frame drop-uri. Deci îmi scad, ia uite acum, frame drop. Așa, fură pentru o fracțiune de secundă, fură cred că 30 de frame-uri, dar uite că te enervează. Din prea multe mașini. Și plus modurile care sunt băgate pe joc, îți dai seama că îl influențează. Că mă urmărești, da? Da, da. De la distanță așa un pic să n-am timp să reacționez în caz că dai în vreunul. Mamă, ce e pe aici? Oh, shit! Da, eu sări din mașină, tu? Și eu. Și Loganul meu o luat pe partea altă, se dusă pe contrasens. Merge singur? Aolo, ăștia mă calcă cu mașinile. Mamă! Te călcară? Brav, mă fuc. Eu traversai. Dar tu ai idee pe unde ajuns să mașunța mea? Da, e aici, lângă Loganul meu. Dar oare Loganul meu mai merge? Ia, pentru că nu văd ce strada. Bă, ar trebui să mai meargă, că nu se strică. Ia. Iar se... Bă, deci mereu mi se strică mașina! A ta merge? Eu trafă, după cum aia, pot mai avea mie o arme ca să vezi tu ce-ți luam eu acum. Ți-ați merge, bă, dragă? Stai așa, să văd, nu mă lasă ăștia să intru în mașină. Eu îi dă lui slash, repară, dar nu cred că... Nici a mea. Nici a ta? Nu, stai așa că îi dau acum slash, repară. Bă, dar ce scad așa frimurile? Mai am eu ceva deschis pe aici, eu nu dau seama, nu? Bă, porni! A mea. Stai așa că a mea acum se repară. Păi ți-am zis, bă, că merge, ți s-a întâmplat, ți-a duce așa, a luat frica. Stai așa să mi repare și mie mister. Stai că trebuie pe partea asta, bă, dar de un challenge, mâncați să trebuie pe partea asta carosa virului. Uite, uite și tu, mâncați -și. Hai, grasule. Merge? Ai, merge. Frate. Oameni buni, am revenit, da, dacă serverul, da, într-un fel e mai bine, pentru că pe server 6 era plin de mașini și pe server 2 e totul bine și frumos, nicio mașină. A trebuit să durez, a durat un pic mai mult până am venit aici să iau și o mașină. Grasul e încă jos pe autostradă. Vin acum. Am zis, e bine că acum nu mai sunt mașini și putem să dăm și noi un top speed ca lumea la golan. Așa. Vedeți? Uite. Liber ca cerul. Ca America, cum zice Grasul. America. Oh, 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 oh. Ia. E echipa soată la dispoziția dumneavoastră, cu ce vă putem ajuta? Hai sus. Grasule, dar a dat ce folie ai în golan? Da, nu vezi? Băieți, vreau să-mi lăsați acum în comentarii părere. Păi de aici, mă, top speed, da. Așa. Să-mi spuneți și mie cât credeți că ia golanul ăsta. Grasule, ești pregătit? Cât avem?
Avem deja 380. Avem 430. Cobrix, ce-a făcut, ești prost? Crasă! Crasă, uite-te la ea! Hai, dă-i în continuare, întoarce-te și dă-i în continuare. Crezi că merge? Yeah. Bă, dar ce mă derută ăla, mă, cum mă fură, mâncați așa. Bă, dar și vreau să-i să zic de el, dar... Uitasem. Nu știu, luasem 430, 440, că nu mă apucai să văd. Deci chiar stai vreo spit... Bă, un dino, mă, nu fac mult, da. Ăștia... Da, stai, grasule. 470, 480, 490, 500, 20, 30, 36, 39! Stai! 40! 540 grasuri, asta e limita. Aaaa! 540! De când frânași? Ce? Bă, lasă și că nu frână chiar atât de greu, dar oricum. Grasurile, 540 la oră cu Logan, nu e prost. Bă, dă-l în mamă! De la Dacia, să ne dea bani. Bă, ești prost! Dă-te în puii mei, că n-ai cum, frate. Tu vezi cât de repede ajustarăm aici? Da, uite-te și tu. Chiar că? Aha. Da. Nu mai merge acum. Au. Paoleo. Grasule, acordeon? Uite-te la ea, mâncați aici. Tot ne ducem. Bă. Păi te duci și separă, sper, nu? Da. Oh, salut! Ne duci și pe noi la un garaj? Da, ați făcut băieți. Am dat top speed-ul la Logan. Avem nevoie de o mașină. Repară. Scrie slash repară. Nu scrie, cred. Am mai folosit, știu, dar nu merge mereu, nu știu. Uneori se repară, dar nu pornește. Dă-i grasule, dă-i. Bine, păi atunci dă-i repară. La mașină și vă duc eu. Sau vreți să vă dau o mașină și să mergeți manual? Da, dă-ne o mașină dacă poți. Nici grasă. Poftiți. Mersi. Mulțumim, te pupăm. Ciunghezule. Ciunghezule. Aoleo. Bă, ești de bun grasule, 540 cu golanul, bă. Dă-te în puii mei, grasule. Grasule, bă, de ce am întâlnit frame drop-uri uneori? Bă, crede-mă că nu știu, eu acum merge bine, cel puțin. Păi și mie mi-ar să bine când filmul mai mers, am mai bine că acum. Bă, dar 540 cu un Logan, grasule. Tu zici, am mâncat și la viteza tabla... Ce bă, la se dezmembrează la viteza aia? Nu rezistă, ce-ai? Hai să... n-ajunge până. N-ajunge, hai să luăm din nou și să ne urcăm cu el pe șiliad. Cu ce? Logan? Cu golanul. Și să ne punem capăt zilor cu el de acolo. Rezistarea noi la 540 la oră, ce mai e o căsătură de pe șiliat? Pe bune acum. Ciuciunghezii. Ăla, aici era garajul și înainte, da. Dar lasă-mă să urc și eu cu ce mașină vreau eu. Tu ia-ți golanul, că eu mi-am altceva. Stai că... Ia-ți tu. Și mi-ai șurul pe aia. Aia cu berlineta. Crezi că poți? Pe berlineta mea? Ia uite grasul ăsta, zice Relu. Cine e Relu? Băiatul ăla a venit să ne dea mașină, că lăsați-l în pace. Care e treaba ta ce face? Lasă-l în pace că e supărat. A zis că ne supărăm, crezi că e supărăm. Că e supărat. Da. Hai grasul. Ce ai bă grasul, te-ai tu? Ce ai bă, ești nebun. Si opa. Bă, iarăși se dă drumul ăsta drumul la mobi. Bă, nu, era un om, bă, ăla, era un player. Auzi și tu grasul. Ce ai, bă, golanul ăsta e indestructibil, nu? Mă enervează că nu face și el un popcorn, sau ceva. Ce fac cu grasule? Vreau să fac derapaj scandinav. Dar nu prea mi-e și astăzi. Bă, grasule, bă, dar-mi tot scad frame-urile, mă, mâncățeș. Bă, nu știu, nu mai dorești de sar de mult la calculator? A. E posibil și de asta, să știi. Ia. Stai mai puțin, că sunt curios de ceva asta. Să mă uit. A, ce ești nebun la cap când stă în 10 GB de RAM? Ocupați din 16 și procesorul când mă joc stă în 80%, ești nebun, în 70%.
Trebuie dat restart. Și randai un clip pe el și... Nu știu neapărat, dar să știi că de multe ori și-a erori, și-a ăștia, așa îmi face și mie. Chiar dacă în mod normal n-ar trebui, adică, na. Da, dai, trebuie și el. Și lui un restart, că e și el om ca da. Și noi. Măi, de exemplu, dacă nu-i dau restart, îmi rămân filmele în urmă. Deci mă uit pe Netflix și îmi rămâne filmul în urmă, înainte de gen vocea mi se aude cum trebuie și scrisul, dar gura se mișcă în urmă, știi, de la ei. Păi de ce? Nu știu, chiar nu știu. E din cauza calculatorului. Dar am văzut că numai pe Netflix îmi face așa. Bine că gen numai pe Netflix mă uit mult așa, știi. Da, apoi te uiți de pe stai că tu încă nu ai televizor. Păi nu-mi trebuie. Mama grafie, s-a umplut Ferrari-ul de mult. Și la mine golanul. Sunt aia curios dacă ajung cu ea sus fără să o lovesc. Măcar. Bă, eu nu lovi golanul meu, e ca nou, uite de farul galben. Deja mea, tot la fel, îi trebuie doar o spălare. E și alb, îi mai lipsesc decât numerele la zon. Și atât. Iar că. Dacă n-ați înțeles aluzia asta, înseamnă că sunteți prea mici. Salut, grasule, ce faci? Hai, te cam tu? Nu, cam revin ușor, revin ușor. Oh, stai! Gata. Păi nu știu, bă, dacă în alte orașe este tot zon. În Craiova e zon. Bă, cred că e mai multe orașe. Zici? Da. Dar numai că la noi sunt de Dolj. Da. Bă, cred că golanul ăsta e 4-4, mă. Da, sigur. Păi la cum pleacă nici nu mai pune problema. Chiar că. Îmi pare un Logan... un X80 Proto pe o caroserie de Logan. Și mie la fel. Dar nu știu, cred că e mai rapid mă decât X80-ul, ce-i? A, da. Păi oricum mașinile din joc sunt limitate. Da. Din jocul real. Există un mod în care scoți limitatorul, înțelegi? A, și fiecare fuge cât poate să fugă sau ce? Da, se duce cât poate ea. Adică și pot mult, și toate pot, mai mult. Nu mai mult, dar în joc când te lasă, că da. Dacă te-ar lăsa, îți dai seama, e greu după ce a scos o mașină prea rapidă și nu mai controlezi deja. Păi aia, exact. La vitezele adică în joc. Deja e prea robotic, știi? A, păi da, pentru că tu în curse cum ar veni, tu, păi da, tu ții doar pe accelerație, știi? Păi da. Dar alea dacă și ia bordul, păi da. N-ai cum să le mai controlezi. Repende, că ambulanța nu vine, faceți-te vă treaba și salvați-mă. Bă, dar de ce ori, mă, eu nu pot să le dau și eu un mesaj în care să-i înjur? Înapoi, sau să-i sun, să... Ai face tot asta grasă. Bă, da frumos golanul ăsta, bă, ce urcă. Grasule? Dar cum sunăm, mă, playeri? Bă, crede-mă că nu știu. Atitudine. Apelează jucător voce. Player ID trebuie. Da, bă, dar nu știi cine sună la poliție. Bă, mă urcai cu golanul în vârful muntelui. Acolo unde apare fantoma. Ce, bă? Sunt cu golanul aici, uite cum stă. Ce fantomă, mă, că n-apare nicio fantomă aici. Uite-mă acolo, a. Uite cum stă roata în spate suspendată. Și asta din față la fel. Ui și eu cu tine. Hai. Hai. Îți place, grasule, bordul, uite-te la el. Auzi, grasule, dar dacă am sărit noi în stânga? Unde în stânga? De acum cum e în spatele tău, cum ar veni, în spate. A, în spate? Da, să ne ducem pe creasta și sărim în autoclub. Păi da, știi care e beleaua, că dacă ne se strică, dacă mașina ne se strică aici... Că mi-a spus cineva să vă zic. Aolo, cine? Că tot vă place să faceți curse, nu? Da. Ia, scrieți amândoi, slash cursă. Păi și ce face? Da, scrie. Nu da. A, sau? Ia de grasule. Slash cursă. A? Circuit, grasule. A, Nabelea. Grasule, te provoc. Hai, da. Ia-ți o mașină. Păi hai amândoi aceea. Hai cu seria 8-ul. M5. Mamă, așa, da. Uau. Mă, stai, mă, lasă-mă să vină. Bă, dar nu... Nu știu unde e 60-ul meu. Sunt prost, nu-l văd. Aaa, Nabelea! Hai, grasule. Hai că ne vedem la start.
Nabelea! Hai, grasule, să te văd. Aaaa! Aici le testăm mașinile. Aici le testăm de acum înainte. Și dacă vrem să ieșim de aici, cum dăm? Slash afară. Ah, ok, și ne dă înapoi unde am fost sau? Nu, te dă la showroom. Lângă showroom la garaj. Ah, e bine, e bine. Ce este, mă? Adică întrebai... te dă la un garaj, asta contează. Da, 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 da. A, întrebam ce facem, gen cum ieșim de aici, dăm slash afară și ne dă acolo. Să mergem mai încolo și să facem o cursă. Da, facem, stai că să vină grasul, că nu știu unde dispăru. Păi hai, păi hai la start, bă. Păi sunt la start, unde-i startul? Pornim de la un start. Păi mergi drept, gata, al găsit startul, ia uite-l. Bă, cât de mișto, mâncați aș. Da, invers startul oricum, dar hai, vino că ne punem amândoi. Ce-ai, bă, că zici că sunt cu formula aici, nebun. Bă, dar e mare circuitul ăsta. E mare, mare, păi abia ajunsei. Bă, păi eu crezui că tu, tă, ia uite știu la el ce făcea, bă, nebun. Dă-i și, dă-i și tu să le ieși de pară. Să fie bă, mașina. Bă, cât de mișto. Păi de acum încolo aici, ăsta stă mașină pe circuit, ești nebun. Păi, da. La Academia, bătit iaur, ești nebun. Tu vrei... Tower, băi, ești nebun. Hai, grasule, mergi, mergi, dă-i în gură, bine. Cred că aici ar trebui să facem pe hai timp. Hai să facem așa, de început, de probă, facem o cursă de un lap. Da. Gata, ho, ho, ho! O, bă, că te văzui, nu eu dădui în tine. Dădui să... Stai așa, să-i dau ușor, repară. Ce-ai, grasule? Ce-ai, grasule? Abia aștept. Mamă, ești nu prea mai am benzină, dar cred că mai ajunge. Ne ajunge de o tură. Hai, mă, sunt hai, gata, hai. Stai un pic, încă îmi repară mecanicul aia. Să nu dai peste hai. Noi, te rog frumos. Ce, mă? Îți iei să nu dai peste noi. Bă, dacă de murdare e mașina mea, atacul. Gata. Și a mea, a ta, pe a ta o văd neagră, dar pe a mea o văd gri. Hai, grasul. Și la ne tot invers. E inversă? A, dar stau să ne încurce. Da, hai. Nu, zi-mă, zici tu. Ia stai că zic. Să rămâi și tu mai în urmă, că vrem să facem doar noi doi cursă cum ar veni. Mamă, ce fum ești cu asta. Hai. Hai, să ești pregătit? 3, 2, 1. Stai, stai, nu pleca. 3, 2, 1. Dă-i! Hai, gasă, că oricum nu contează cine pleacă prima aici. Tu nu contează, păi da. Ia-te grasă, ia-ia. Ia-te grasă, ia-ia. Ce s-o cu grasul acolo? Păi mă dezechilibra și aici, că o lăsai când accelerație. Bă, ești nebun? Hai, grasule. Hai, grasule, hai, 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 că se vede șoferia, hai! Hai! Ia-te grasul, m-a ajunsă. E mai ușor când ești în spate, că vezi mai bine curbele. Da, clar. Mult mai bine când ești în spate. Ia-te grasul, ia-ia. Ia-ia și să ține lupă bine. Da, te fură, mă, că e nasul. Aaaa, ce te fură, grasule. Băi, păi nu este ca în realitate, bă, aici, dacă ai ciupit puțin frâna. Băi, eu mai ciupit, să știi, de și aici mă fură. Mamă, și soarele ăsta îmi dă mufă, ești nebun. Mamă, mamă, ce mă duc, grasule. Mamă, aici ai grijă că aici trebuie să dai blană. Că duce. Ce ai, bă, cum e aici? Oh, shit! Pe unde trebuia să iau aici? Nu știu, ăla e pe mijloc. E te bai și loc să intri cum ar veni la servis. Da. De la ta, grasule, trec cu lapul. M-a făcut și asta. Bă, e mișto tare. A, stai! Oh! Super, eu, mișto rău. Știu. Se iau tu aici, parcă că e o plăcere, ești nebun. Ar fi mișto dacă am face și pe timp, știi, ca să nu ne încurcăm unii de alții. N-avem cum pe timp. Ba da cum? Îți dau startul, îți pornesc cronometru și când te oprești, ți-am oprit timpul. Băi, oameni buni, cam atât cu acest episod.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, a ieșit super tare și o să mai testăm mașina aici pe circuit. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!